Românii sunt prinși în jocul cuvintelor cu Dan Negru. Cel mai simplu și ușor de înțeles cu show din istoria televiziunii mondiale a plasat, din nou, canal de pe primul loc în topul televiziunilor din România, ediția de aseară a emisiunii s-a poziționat pe primul loc în audiențe, la nivelul întregii țări, și pe poziția secundă, pe targetul urban, conform datelor furnizate de Cantar Media. Ediția de aseară a emisiunii „Jocul cuvintelor” cu Dan Negru a fost urmărită de o medie de 813.000 de telespectatori din întreaga țară. În fiecare minut al difuzării. În minutul de aur, atins la ora 22.38 de minute, aproape 1.984.000 de fani ai emisiunii erau cu ochii pe canal de câștigătorul ediției de aseară, jocul cuvintelor cu Dan Negru, a fost Răzvan, un tânăr inginer din Suceava, care și-a adjudecat suma de 5.800 de lei, într-un meci al minții antrenant. Acesta l-a detronat pe Dan, unul dintre cei cinci concurenți, care ridicase jackpotul la 5.400 de lei. Emisiunea care îți antrenează mintea. Prezentată de Dan Negru, poate fi urmărită de miercuri până vineri, de la ora 22 și 30 de minute la canal de